deseori obișnuiesc să afirm că suntem o generație privilegiată. Suntem privilegiați și când este vorba de auzirea și transmiterea Evangheliei. Am fost de multe ori în studioul Alfa Omega. Nu știu dacă am spus-o vreodată, dar folosesc ocazia să o spun acum. Cred că toți cei care urmărim emisiunile ar trebui să ne rugăm și pentru această televiziune și pentru fiecare persoană care lucrează în această televiziune. Dacă mereu vă spunem că pentru noi, cei care vorbim, trebuie să cereți inspirație, înțelepciune dumnezeiască, trebuie să vă spun astăzi că pentru toți oamenii care sunt în spatele camerelor sau sunt cu noi la masă sau sunt la biroul lor și procesează pe calculatoare tot ceea ce facem noi ca să ajungă la voi cu o calitate deosebită, pentru ei ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru sănătate, pentru ocrotire, pentru binecuvântări, pentru înțelepciune de care au nevoie ca să ne ajute pe noi, cei care transmitem Evanghelia, să o facem în așa fel ca Evanghelia să ajungă la voi în mod plăcut. În modul foarte practic, vreau să vă fac o propunere. De fiecare dată când vă faceți timp să urmăriți o emisiune care este transmisă prin intermediul acestei televiziuni, faceți-vă timp măcar un minut să mulțumiți lui Dumnezeu nu doar pentru cei pe care îi vedeți, care de obicei sunt puțini, ci pentru cei mulți care sunt lângă noi, în spatele nostru, care lucrează, care se roagă și care și-au pus talentul în slujba lui Dumnezeu, ca Evanghelia să ajungă la noi, să o putem asculta cu ușurință și să putem să ne pregătim pentru acea viață care primește binecuvântările Domnului.